Apa Vitalia și-a scos la licitație construirea unei stații de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică și montarea unui rezervor de 500 de metri cubi și înlocuirea conductei de refulare din satul Chicerea Comuna Tomești. Investiția urmărește suplimentarea necesarului de apă în zona Chicerea și creșterea presiunii la consumatorii din strada Releu, astfel încât să satisfacă cerințele actualilor și viitorilor consumatori. Valoarea estimată a contractului este de peste 2,1 milioane de lei fără TVA.